să ne continui să ducem până la capăt ideea pe care ai început-o și pe care după aia n-ai mai terminat-o. Sper că nu-ți place să lași lucrurile neterminate. Nu. Începe treaba. Punem pariu că Bendeacu în sfârșit are ce săruta. Să ducem până la capăt această idee. Cum ar arăta bărbatul ideal pentru dumneavoastră? Să fie brunet. Așa? Trebuie neapărat să aibă păr? Nu. Ok, să ne reîntoarcem în discuție. Vrei să știi dacă te încadrezi? Încerc. Da. Is that what I think it is? He's kind of cutie. Yeah. Să fie un tip simpatic, social. Da, nu? Să fie respectat de viață și să-i placă Caterinca, glumele, să iasă în oraș, să distreze, să plimbe. Aici am mai pierdut un pic la asta cu să îi placă Caterinca, glumele. Genul de exprimare, deci, pe care o iubesc. Mi-ar plăcea să ies la întâlnire cu o fată care să-mi spună: păi, am ieșit cu tine cât ești așa, mai îți plac Caterinca, glumele. Da. Ea încearcă să se apropie, mă. Încearcă să se apropie și emoționată și... Emoționată. Ținând cont de faptul că ești extrem de frumoasă, mie mi-ar fi plăcut să exorcizeze așa suflete în seara asta. Să da, și eu mi-aș fi dorit să lucrul ăsta, că se dă dar... cu capul de masă, că vine către scenă, să te adulmece, să te snifuiască, să te... Descalță-te, atrage-l în clasă. Fii atent. Cum ar fi mișto, ai ieșit tața la poartă. Tu te-ai pupat cu o grămadă. Înțelegi ce vrea să-i ducă, nu? Da. Te-ai pupat cu... ce nu te-ai pupat? Da. Toate ființele. Cu câini. Admirabile. Bine. Nu. Acolo a fost și am demonstrat. Da. Așa. Ce vrei? Dar fata asta merită. Ar fi o chestie foarte... Bă, voi sunteți întregi la minte, mă. Este foarte frumoasă. Tu vezi, mă, în ce situație o pui pe ea acum? Băi, du-te, mă! Mamă, mor! Pupă, mă! Toate fetele mi-s patru, i-s pupă. Da, mă, era ceva natural. Bă, o să ajungă la o campanie MeToo, ați nebunit? Au ajung femeile să fie hărțuite. Din cauza voastră, mă, eu n-aveam de gând așa ceva. Să-ți obsedați, măi? Dar nu vreau, eu. Dar merită, mă, și el pat, mă. Băi, nebunit, acum mai ajuns să cerșești. Sufletul meu este plin de tristețe. Așa, pocitanie, adică așa, disgrațios. Păi el nu a vrut. El a ezitat. Bă! Da, mă, dar nu vrea, mă, nu vrea, mă, potoliți-vă, mă. Dar vrea, dar s-a simțit rănit în orgoliu și mi se pare normal pentru că ai ezitat, nici măcar nu ți-ai pus problema, adică nici măcar nu te-ai gândit că ai putea după ce ai pupat toate moaștele. Pupă unde trebuie. Ai observat că Mihai nu pupă pupabile? A pupat-o pe doamna Veronica. A pupat-o pe doamna mai în vârstă. A pupat pe Patricote. Da. Dar de ce nu pupă pupabile? Nu știu, eu cred că se intimidează. Deci nu e că nu voiam. Așa ai simțit că nu voiam eu, nu? Da. Pe bune? Eu voiam, mai nemurit. Ar fi pupat-o? Dar n-am pupat-o.